Sunt Pietru Macovei, directorul Asociației Presii Independente. În cadrul asociației noastre avem și mai multe proiecte editoriale, câteva site-uri, stopfalse.md, moldovacurată.md și alt site, mediaforum.md, în cadrul cărora avem activitate editorială, publicăm materiale, avem dezbateri, investigații jurnalistice și alte activități media. Da. Domnule Macovei, v-aș ruga să ne descrieți cele mai importante cazuri de supraveghere a jurnaliștilor din Republica Moldova și ne referim în special la cele din perioada Plahotniuc, despre care cunoaștem. Este adevărat, perioada guvernării Partidului Democrat și aflării la conducerea acestui partid și la, de fapt, la cârmațării a lui Vladimir Plahotniuc a fost cea mai perioadă cu cele mai multe probleme pentru jurnaliștii, în special pentru jurnaliștii care sunt lideri de opinie. Emisiunile cărora contau foarte mult pentru formarea opinii publice, dar nu numai ei, și organizațiile neguvernamentale, din mass media, dar nu numai, și cele care țin de drepturile omului, care se ocupă de justiție și care mereu semnalau problemele existente în acea vreme în Republica Moldova, erau ținta supravegherii, delicat vorbind, din partea serviciilor speciale și a serviciilor statului. Ori noi vorbim nu doar, inclusiv despre supravegherea de către Serviciul de Informații și Securitate, cu sau fără, de fapt, de cele mai multe ori, probabil fără autorizațiile judecătorești, dar în același timp vorbim și despre presiunile pe care le suportau aceste organizații și acești jurnaliști sau activiști civici din partea altor structuri ale statului, cum ar fi, de exemplu, Inspectoratul Fiscal de Stat, care putea să vină peste tine cu un control inopinat, probabil la indicația autorităților, ca să, tot ca un fel de metodă de depresiune și de intimidare. Sunt mai multe nume care au fost vehiculate de-a lungul timpului, care ar fi fost supravegheați de către serviciile speciale ale Republicii Moldova, în special jurnaliștii de investigație, care au deconspirat diverse scheme, și colegii noștri de la Ziarul de Gardă sunt în topul celor investigați, dar și cei de la Centrul de Investigație Jurnalistice, de a alte proiecte mediatice, care la un moment dat au scris investigații, au deconspirat schemele și i-au supărat pe cei care erau la putere, care influențau actul politic și administrativ în Republica Moldova și, corespunzător, trebuiau să fie intimidați. Această intimidare avea loc, așa cum am spus mai devreme, prin încercările de a intercepta convorbirile telefonice și în acea perioadă îmi aduc bine aminte că au existat mai multe semnale din partea colegilor jurnaliști care reclamau faptul că se simt că au percepția că sunt urmăriți, nu doar convorbirilor telefonice, dar unii colegi spuneau că au senzația că sunt urmăriți și pe stradă, în special atunci după publicare sau înainte de publicarea unor materiale jurnalistice de rezonanță. Filajul propriu-zis, au existat și mai multe declarații ale unor jurnaliști care erau lideri de opinie în acea perioadă, colegii care se ocupă de investigații, de exemplu Mariana Rață sau alți colegi care se ocupă de investigații, au semnalat mereu astfel de situații, care nu urmăreau altceva, repet, decât intimidarea actului jurnalistic propriu-zis, astfel încât jurnaliștii să înceteze să informeze publicul despre aspecte care trebuiau să fie ținute ascunse. Exact, toate aceste modalități au fost utilizate la un moment dat de către persoanele din serviciile statului. În același timp sunt cunoscute și situații când aceleași metode erau utilizate și de persoane care nu neapărat erau din serviciile speciale. Erau oameni de afaceri care obțineau anumite modalități sau anumite modalități tehnice de a intercepta anumite convorbiri telefonice, inclusiv ale jurnaliștilor, pentru ca la un moment dat, atunci când, pentru a discredita jurnaliștii, de exemplu, să le facă publici. Și am avut câteva cazuri de felul acesta, când în spațiu public au apărut interceptări cu jurnaliștii, unele dintre ele au fost scoase din context pentru a discredita jurnalistul și al acuzat, de exemplu, că urmărește interese personale și încearcă să pună presiune pe un om de afaceri ca să câștige niște venituri personale sau ceva de genul ăsta. Dar
Ceea ce vreau să spun că toate aceste modalități ilegale, vădit ilegale, ele din păcate, chiar dacă au existat și luări de poziție din partea organizațiilor neguvernamentale și în general din partea societății, nu au dus la o dezbatere publică veritabilă în societatea moldovenească legat de ce este viața privată și până unde poate să vină, unde sunt limite de interferență în viața privată și de ce, care este cadrul legal și bunile practici de utilizare a mecanismelor de interceptare. În țara noastră, nici până în ziua de astăzi, aceste limite nu se cunosc și acum au loc interceptări. Sper că ele toate au loc cu acordul, mandatul unui judecător de instrucție sau cine ar trebui să ofere acest mandat conform legii, însă la nivelul societății Republicii Moldova, din păcate nu avem o transparență a mecanismelor posibil de aplicat în situații concrete. Așa cum spuneam, temeiuri legale te-ai mira să fie existat. Or, cunoaștem o singură situație cu implicarea unui jurnalist care ar fi fost acuzat că încerca să obțină niște venituri personale din intimidarea anumitor persoane și nu este vorba de politicieni, este vorba de persoane din show business. Se presupune că el ar fi șantajat anumite persoane cu publicarea unor materiale compromițătoare despre acești cântăreți sau alți oameni de cultură cunoscuți în Republica Moldova și încerca să profite financiar din partea acestora. A existat chiar și o anchetă la Ministerul de Interne, chiar a existat și o condamnare, din câte mi-aduc aminte, în raport cu acea persoană, dar cu excepția acestui caz, nu consider că nu au existat temeiuri legale pentru ca reprezentanții a comunității mass media să fie interceptați de către cu sau fără mandat judecătoresc, așa cum spuneam. Una peste alta, în perioada Plahotniuc, au existat inclusiv mai multe decizii judecătorești prin care s-au dat mandat de interceptare a unor jurnaliști pe motiv că ar fi lucrat împotriva intereselor statului. Ulterior, după ce a căzut guvernarea Plahotniuc și s-au mai făcut anumite transparențe, deși nici până în ziua de astăzi nu avem transparență totală legată de aceste dosare, dar ulterior s-a aflat că erau vorba de niște invenții ale oamenilor din anturajul lui Plahotniuc care încercau în felul acesta să reducă la tăcere oamenii mai vocali din societatea moldovenească. Ori în perioada guvernării Plahotniuc a existat o mișcare inclusiv în comunitatea jurnalistică. Au existat foarte mulți colegi care prin activitatea lor de zi cu zi au protestat împotriva ilegalităților care s-au produs în acea perioadă, împotriva încălcării drepturilor omului, împotriva pseudoreformelor și încercărilor de a submina democrația în țara noastră. Asta s-a întâmplat doar după căderea guvernării Plahotniuc, când au început să mai transpară anumite informații, inclusiv din rândul celor care au servit la un moment dat guvernarea Plahotniuc, iar la un moment dat, pentru a se pune bine probabil pe lângă noile autorități, au încercat să scurgă anumite informații. Sunt absolut convins că noi nu cunoaștem nici a 10-a parte din ceea ce s-a întâmplat atunci, pe segmentul interceptărilor ilegale, pentru că este absolut clar că orice persoană din Republica Moldova care transmitea opinii anti-Plahotniuc și anti-guvernare automat nimerea în vizorul serviciilor speciale care erau la cheremul acelei guvernări și cazul cu extradarea ilegală a celor 7 profesori turci făcută de către serviciile speciale din Republica Moldova, fără nicio fel de acoperire legală, demonstrează clar că SIS-ul, serviciile de inteligență în general din Republica Moldova, erau 100% controlate și utilizate de către guvernarea Plahotniuc pentru intimidarea vocilor oponente. Bineînțeles că propriu zis, senzația faptului că cineva îți urmărește convorbirile care pot fi private sau pot fi de anumite
un interes public sau mai puțin interes public creează un foarte mare disconfort. În rândul colegilor din societatea civilă, în acea perioadă mai și glumeam și făceam, transmiteam tot genul de complimente pentru cei care ne ascultă telefoanele în acel moment. Din perspectiva mea personală, toată activitatea pe care am desfășurat-o a fost una transparentă, nu m-am temut niciodată să exprim anumite opinii care erau contrare curentelor politice din acea vreme. Noi am fost destul de vocali ca și organizație, motiv pentru care am și fost ținta a diverselor atacuri, care cu siguranță au venit din partea politicului, a Partidului Democrat, care era atunci la putere, și campaniile de denigrare de care am avut parte, cu ghilimelele de rigoare, la televiziunile controlate politic de către Plahotniuc, în diferite perioade de aflare a acestuia la guvernare, demonstrează cu lux de amănunte faptul că noi am fost una din țintele, nu știu dacă predilecte, sunt sigur că au existat și alții cu mai mult pondere în scenariul lor de defilare, însă organizația noastră și liderii organizației noastre au fost și ei țintă a acestor încercări de intimidare. Eu le văd doar ca încercări de intimidare, care nu ne-au afectat pe noi foarte mult din punct de vedere profesional, dar au creat situația tensionată în societate în general, pentru că, așa cum am spus, foarte multă lume a fost ținta atacurilor de felul ăsta. Are un impact foarte mare în sensul în care stimulează foarte mult autocenzura. Jurnaliștii care sunt cei oameni au familii, au copii, deci și în situația în care se pune atât de multă presiune pe ei, cu siguranță asta poate să însemne că unii jurnaliști se vor autocenzura, unii vor renunța să publice investigațiile jurnalistice pornind de la temerea că s-ar putea întâmpla și mai mult decât o simplă interceptare. Slavă Domnului, Republica Moldova nu am avut cazuri tragice cu implicarea jurnaliștilor decât pe timpul lui Voronin mulți, mulți ani înainte, când o jurnalistă a fost lovită cu o rangă de fier în cap, dar după o investigație jurnalistică. Însă asta nu înseamnă că lucrurile astea nu se pot repeta acum, și atunci sigur că aceste operațiuni de intimidare urmăresc, așa cum am spus și mai devreme, scopul de a-i reduce la tăcere pe jurnaliștii, în special cei care dețin probe. Nu doar exprimă anumite opinii, dar dețin și probe ale ilegalităților care sunt comise în societate. Din păcate, nu cunosc, iar faptul că nu cunosc înseamnă că nu există. Ori, într-o societate normală, democratică, sănătoasă, cazurile de felul acesta ar provoca nu doar o dezbatere în societate largă, o dezbatere largă privind limitele de imixtiune ale statului în viața privată a oamenilor, dar și anumite proceduri administrative. Demisii, anchete, pedepse pentru ilegalitățile comise. În afara unor declarații care s-au făcut la un moment dat după căderea guvernării Plahotniuc și după ce domnul Kiril Moțpan a făcut nu știu ce dezvăluire acolo cu o listă întreagă de persoane în care era și numele meu acolo și a altor colegi din societatea civilă, și s-a făcut și o anchetă la Procuratura Anticorupție și am fost invitați să depunem anumite mărturii legate de acest dosar, ulterior s-a făcut o declarație foarte nebuloasă din care n-am înțeles mare lucru, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, repet, este o anchetă foarte riguroasă pentru a exclude astfel de situații pe viitor, ori aceste acțiuni erodează democrația și, repet, într-o țară a Uniunii Europene asta ar fi provocat un scandal imens. La noi a fost un semi-scandal care până la urmă a fost și el cumva estompat de ceea ce s-a întâmplat pe viitor. Ulterior, nu a fost o reacție adecvată din partea statului noilor autorități ale Republicii Moldova la această pată neagră în istoria Republicii Moldova. Deci, practic, nimeni n-a fost tras la răspundere? Nu, nu a existat. Da, nu au existat. Eu nu cunosc să fi fost tras la răspundere vreun cinovnic de oriunde ar fi el pentru un judecător care a dat mandat de interceptare pe un dosar în care nu exista nicio dovadă. Existau doar niște print screen-uri de la niște postări din rețelele de sociale. Ce judecător,
ce judecător ca lumea ar fi putut să ofere, să aprobe un mandat de interceptare. Nu, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, din păcate, și, repet, este o problemă în continuare a sistemului în general democratic din Republica Moldova și a sistemului judiciar în special. Domnule Macro, eu vă mulțumesc frumos pentru amabilitate și timp.